Cu Hristos în săptămâna patimilor. Disciplina religie, cultul ortodox, clasa a patra. Iată-ne aproape de sărbătoarea Învierii Domnului. Înainte de aceasta este săptămâna patimilor. Aceasta începe cu Duminica Floriilor sau a intrării în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos. Aveți în fața voastră icoana acestei sărbători. În acea zi, oamenii rupeau ramuri de finic pentru a-și arăta iubirea și respectul față de Mântuitorul. Deoarece, la noi nu există finic, după un obicei foarte vechi de prin secolul al IV-lea, în această zi se aduc ramuri de salcie la biserica noastră pentru a fi sfințite și așezate, așa cum puteți vedea, la icoanele din casă. Observați că Mântuitorul a intrat în Ierusalim călare pe mânzul asinei. Asinul este socotit ca fiind cel mai smerit, cel mai modest animal. Observați de asemenea în partea dreaptă sus o cetate. Este vorba de Ierusalim. Iată două imagini cu Ierusalimul de astăzi. În Miercurea Mare, la slujba Deniei, învățăm despre iubirea exprimată prin fapte bune, căci femeia păcătoasă dăruiește ceea ce are ea mai de preț, un mir scump, foarte frumos, mirositor. Însă în aceeași zi, după cum observăm în icoana alăturată, Iuda îl va vinde pe Iisus pe 30 de arginți. În Joia Mare participăm la Denia celor 12 Evanghelii. Preoții citesc de 12 ori din cartea numită Sfânta Evanghelie, iar noi aflăm lucruri noi sau ne reamintim despre cina cea de taină, despre momentul când s-a instituit taina împărtășaniei, momentul când s-au împărtășit apostolii pentru prima dată. După cina cea de taină, Iisus Hristos a dus în grădina Ghețimani pentru a se ruga. Este cea mai înaltă dintre toate rugăciunile. Aici Mântuitorul s-a rugat pentru toți oamenii, pentru apostoli și pentru el însuși. Vineri spre dimineață, după prinderea lui Iisus, oamenii, arătându-l pe Petru, spuneau că este ucenic al Mântuitorului. Dar Petru, de frică, nu a recunoscut, lepădându-se de trei ori. S-a adeverit exact ce i se spusese la cina cea de taină. Înainte de a cânta de două ori cocoșul, de trei ori te vei lepăda de mine. În Vinerea Mare participăm la prohodul Domnului și ne aducem aminte de suferințele, de chinurile și de răstignirea pe cruce, care toate s-au făcut pentru noi și pentru a noastră mântuire. Sâmbătă dimineață, conducătorilor de atunci le era frică să nu se întâmple ceea ce se prevestise. Învierea după trei zile, așa că hotărăsc să pecetluiască mormântul Mântuitorului, pe care îl puteți vedea în imagine. Iată momentul mult așteptat, învierea Domnului. Învierea Domnului este sărbătoarea care stă la baza creștinismului. Este cea mai importantă sărbătoare a noastră. Este cheia noastră spre fericirea absolută, spre viața veșnică. Asociați fiecare dintre simbolurile de mai jos cu câte o zi din săptămâna patimilor. Răspunsurile corecte sunt acestea.